Bine v-am regăsit! Nu lăsa niciodată competiția să te definească. Trebuie să te definești pe tine însuți în funcție de valorile la care ții. Cu acest motto începem o nouă o zi la Xprim TV. Sunt Camelia Angelescu și vă invit să facem o trecere în revista a principalelor subiecte de astăzi. Alianz Siriac a lansat polița Casco Acces, o asigurare de avarii și furt auto cu prețuri accesibile. Aceasta este destinată posesorilor de autovehicule rulate cu o vechime cuprinsă între 4 și 8 ani și cu o valoare de piață sub 50.000 de lei. Noul produs se înscrie pe direcția accesibilizării și flexibilizării ofertei Alianț Tiriac, ce vizează crearea de produse și servicii potrivite nevoilor fiecărui client la prețuri cât mai competitive. Aurel Badea, directorul Diviziei Asigurări Generale în cadrul Alianț, a declarat Structura parcului auto din România se modifică în permanență, iar noi ne adaptăm oferta astfel încât să răspundem cererii pieței și a clienților. Lansarea acestui produs evidențiază angajamentul Alianței SIRIAC de a oferi clienților noștri produse relevante ce se pliază pe nevoile actuale în contextul realităților economice curente. Greutățile cu care se confruntă jucătorii din piața asigurătorilor în contextul economic actual și dificultatea de a vinde noi produse într-o piață unde și polițele existente se vindeau cu greu, au constituit tema emisiunii Ora de risc de ieri de la RFI. În prezent, posibilitățile de negociere a prețului unei asigurări variază de la o companie la alta și de la un client la altul. Printre acestea se numără folosirea de către client a serviciilor unui intermediar, sistemul bonus malus aplicat în cadrul fiecarei companii, dar și discountul aplicat la achiziționarea mai multor produse. Bogdan Adriescu, președintele UNSICAR, a afirmat în cadrul emisiunii. Comportamentul clienților nu este diferit față de cel din anul 2010. În continuare, își doresc cote foarte joase și acoperiri cât mai complete. Totuși, nu observ o scădere a încrederii în asigurări sau dorința de a renunța la aceste produse. De asemenea, este adevărat că o parte dintre clienți analizează foarte serios nevoia de asigurare. Deci, ne confruntăm cu o segmentare a opțiunilor în funcție de această nevoie concretă a lor de asigurare. Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât retragerea autorizației de funcționare pentru compania IDS Broker de Asigurare-Reasigurare, decizia fiind publicată în monitorul oficial. CSA subliniază într-un comunicat faptul că măsurile dispuse în cazul societății menționate nu au implicații asupra contractelor de asigurare deja încheiate, acestea continuând să-și producă efectele în condițiile stabilite la data semnării. Societățile de intermediere în asigurări din Bulgaria încasează în prezent un comision zero pentru polițele de asigurare RCA, anunță portalul investor.bg. Potrivit acestuia, mai mulți asigurători bulgari nu au stabilit încă grila de comisioane acordate brokerilor pentru RCA în acest an, astfel încât un număr semnificativ de companii de intermediere înregistrează un comision nul în actele contabile de raportare. Comisionul acordat brokerilor în anul precedent se ridică la 25-30%, fapt care a reprezentat un motiv de dispută între asigurători și brokeri în direcția diminuării acestuia. Astfel, multe societăți de brokeraj vor fi nevoite să-și revizuiască bugetele propuse pentru anul 2011 pentru a se adapta a noilor realități din piață. Acestea au fost știrile de astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc în continuare o zi cât mai bună și vă aștept din nou mâine la Exprim TV cu cele mai importante subiecte ale zilei.